semnat și pentru noi niște cărți. Tu știi, descoper că se termină anul. Uite, am pus cifra 7 și gata e pe duc anul ăsta. Da, 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 da. Vacanța copiilor noștri deja e pe duc. Bună seara, prieteni! Noi am revenit în live-urile de la Moldeco. Astăzi am ales aproape conștient să fac să dau un examen. Nici chiar. Dar o să am o scuză, eu nu sunt jurnalist, așa că sper să fiți mai tolerantă cu mine. Astăzi îl avem dreptoaspete la Moldeco pe bunul nostru prieten, domnul Vasile Botnaru. Este probabil că cel mai, cu siguranță, nu probabil, cel mai înverșunat susținător al tuturor nebunilor care ne trec nouă prin cap și sunteți cel care nu ați lipsit niciodată de la un eveniment Moldeco. De asta, eu cred că noi astăzi o să vorbim despre alte lucruri decât despre ceea ce știe lumea în general despre dumneavoastră. Domnul Vasile Botnaru, ca să fie clar, este directorul biroului Chișinău al postului de radio Europa Liberă. Este așa, eu cred că astăzi o să vorbim despre alte lucruri. Da, vreți să distribuie. Eu încerc să distribuie, așa. E bine, domnul Vasile Botnaru este o autoritate în domeniul jurnalisticii de la noi și se poate spune cu siguranță și ca un șef de factură europeană sunteți cel care munciți din greu alături de angajații dumneavoastră. Până în ultima clipă domnul Vasile a urmărit ceea ce apare pe Europa Liberă. Eu astăzi vă propun să-l descoasem pe domnul Vasile dintr-un alt punct de vedere. Nu o să atingem teme politice. Sper să reușesc să fac asta. Chiar dacă tare o să vă intereseze. Noi astăzi ne-am gândit ca să vă ținem cumva aproape de noi și să vă fie interesant să ne urmăriți. Pentru că ideea a venit de la domnul Vasile, care este de obicei cel care vine cu darurile, să vă oferim o lucrare. Da, noi n-am luat-o aici, da? Imediat vă aduc. Ușor duc eu. Vă duc eu. A, mersi. Nu ne-am înțeles cine să iasă din cadru. Ar fi fost politicos să mă duc eu, dar... Doar vârsta mea, eu scuze. Stați-mă să scriu eu mai sprintă. Deci, această lucrare... O vedeți? Această lucrare în tuș, care este din ultimele experiențe ale domnului Vasile Botnaru, poate fi a oricărui dintre dumneavoastră. Ideea era să ne propuneți un titlu pentru ea. Domnul Vasile, nu știu care are deja început, un titlu. Deja a început acolo concursul, dar pista pe care am mers eu este încrucișarea trandafirului cu păpădia. Iată aici vedeți, trandafir cu păpădii și deci probabil ar putea deja să rezulte o plantă, nu știu cum v-ați imagina că ar apare așa o plantă, dar eu mi-am imaginat că e posibil așa ceva. Și cam pe aici este leitmotivul, dar puteți să mă contraziceți în toate felurile. Deja am avut câteva propuneri. Asta e în tuș. Ceea ce în limba engleză se numește Chinese ink, da? Asta e veșnică, e o vopsea veșnică. Dacă cea în vin perisabilă se decolorează, asta sigur o să reziste. Așa, nu știu cât o să reziste experimentul meu. Pot să-mi treacă foarte curând, pentru că eu de la tuș am început, am făcut așa o buclă, acum sunt în vin și mi-a venit așa iarăși. M-a zis nevastă mea, m-a lovit iarăși leuca. Destul de dur. Destul de dur. Eu am să încerc să las așa ca să o vedeți. Noi am publicat-o, de fapt, pe
pagina mea de Facebook și a preluat o stelă, acolo puteți vedea. Pe durata acestui live acceptăm variante. Dar probabil că o să lăsăm bilanțul și... O să facem, da, pe urmă. Da, bilanțul o să-l facem mâine, cred că, da, ca, să, da, ca să ne vadă și cei care nu, o să privească acest live, live, da, da, ulterior. E bine, prieteni, mie îmi place foarte tare să-l văd astăzi pe domn Vasile și să-l interoghez, pentru că de obicei el este în postură de a pune întrebări și de cele mai multe ori întrebările pe care le pune domnul Vasile Bătnaru sunt foarte deștepte. Și eu uneori sunt chiar intimidată de nivelul, de decalajul nivelului între unii jurnaliști și domnul Vasile Bătnaru. Eu nu știu dacă am să fiu la fel de deșteaptă cu întrebările mele, dar cel puțin vreau să fie o conversație lejeră, așa ca între prieteni, așa cum vă simți eu de fiecare dată. Stela, poți să contezi tu pe faptul că nici nu trebuie să întrebări. Noi putem să noi putem să discutăm povestim, și fără întrebări. Eu vă încurajez să dați un share acestui live, poate mai vede cineva din prietenii voștri și poate se include să și ne comenteze. Noi să încercăm să fim... Da, să anunțăm aproape. Supliment la premiu. Da, supliment la premiu este sunt această... Sunt aceste cărți, iată, am făcut și autografe. Noi probabil că o să luăm în ordine... Ele, da, da. O să vorbim despre ele, o să luăm în ordinea... care ne-au impresionat comentariile să oferim și, și aceste cărți. Dar despre ce ați vrea să vorbim mai întâi și întâi? Eu aș vrea să vorbesc despre voi, despre Moldego, pentru că eu nu întâmplător mi-am găsit aici, m-am oploșit, este așa un cuvânt țar moldovenesc, românesc. Eu mă simt foarte bine și într-un autograf am scris că o să ofer cartea asta pentru unul dintre membrii sau una dintre membrele clubului Moldeco. Voi sunteți un club informal, formalizat, cu brevet și cu carnet de membru. Pentru că aici se adună lumea, știi cum, exact invers decât la chestiile astea la care te duci din obligații, la care te duci ca la nuntă, că ce-a fost la fiica ta și trebuie să duci să dai și tu banul sau la cumătrii, să dai datorie, știi? Aici vine lumea dintr-o pornire și cercurile astea s-au extins și eu mă simt foarte bine aici. Și probabil ca orice om care are nevoie de un refugiu, că doar multă lume are job separat, da? Vine aici să-și regăsească lucrurile poate inhibate în stare embrionară. Și eu despre asta, de fapt, mă gândeam să vorbim. Cât e de important ca lumea să nu se tânguie mereu, că are salarii mici, că viața e proastă, că e mizerabil, dar să-și găsească acest refugiu, această fațetă sau parte nevăzută a lunii, pentru că la oricine există. În cazul Stelei, ea combină foarte bine. Are și meserie. Eu, de fapt, pentru altceva v-am invitat. Da, da, da. Dar ea are noroc și o invidiez în sensul ăsta, că a plecat la vreme din jurnalism și s-a ocupat cu o chestie care rarisim se întâmplă să fie atât de armonios. Mulțumesc foarte mult pentru apreciere. Noi, de fapt, am devenit prieteni datorită unei picturi de-a dumneavoastră, pe care ne-ați adus-o aici, pentru că am licitat-o la un moment dat dumneavoastră ați licitat-o pe Facebook și eu am cumpărat-o și dumneavoastră ați binevoit să ne aduceți personal. Și de atunci s-a închegat cumva o relație, sunt ani buni, nici nu mi-amintesc exact, cred că e 2010-2011, cam așa. Pentru că asta, după asta au urmat expozițiile pe care le-am organizat aici cu lucrările dumneavoastră în Tuș, după care cafea, după care în vin, au fost câteva, după care în colaborare cu alții pictori. Adică voi sunteți martorii acestei traiectorii artistice ale mele. Da. Deci, dumneavoastră ați devenit pictor din ce cauză? Din ce cauză pictați? Pentru ce vă trebuie pictura? Nu pot să nu pictez, da. Este un antidot la ceea ce asta face genul, dumneavoastră în ce spuneam, asta e genul de retragere din meseria care e nocivă. Trebuie să recunoaștem.
în condițiile noastre, tot mai dificil pentru că na, motivele sunt cunoscute. Și, dar eu m-am dus într-o chestiune care, ca și cum era o albi care s-a uscat cândva. Eu cochetam cândva cu desenul, cu grafica. Întâmplarea a făcut să nu a ajuns la tehnicum, înainte era tehnicum. După clasa a 8-a, tare vreau să mă duc, dar taică-meu nu m-a lăsat pentru că el era șef de studii, trebuia să îndrumi copiii să meargă după 8 clase, să facă 10, obligatorii, abia ați început asta. Și el mi-a spus, ce exemplu o să dai tu, după aia cu cui poți să-i spune eu că e bine să facă 10 clase. Și eu am renunțat la arhitectură, la inginerie, la desen, la arhitectură. Și după clasa a 10 deja n-am mai îndrăznit pentru că acolo trebuia matematică, trebuia lucruri de clasă care nu îmi plăceau. Și am abandonat și m-am dus la o facultate de asta așa de flecăreală. Ați ales conștient flecăreala? Eu cred că am fost cel mai șmecher. Mi-am ales așa ceva care să fie de toate câte o leacă. Din câte am înțeles eu din jurnalism, avantajul meseriei este comunicarea. Și asta sigur că e un lux nemaipomenit. Și meseria îți dă. Ori și în pictură eu caut farmecul acestei comunicări, pentru că, de fapt, artiștii sunt preocupați, toți artiștii, sunt preocupați de căutarea unui limbaj de alternativă. Iată, nu mai avem limbajul de lemn al oficialităților, avem limbajele chiar corecte, foarte elaborate, dar ele ca și cum sunt obișnuite și artiștii caută aceleași lucruri să le spună altfel și undele astea de comunicare, cred că sunt farmecul spectacolelor, expozițiilor, muzicii. Și uite ce interesant, că un muzician foarte talentat, uneori îl vezi că el e inhibat la vorbe, el parcă nu are vorbele. Pentru că el se manifestă într-o totul în Exact, muzică, în pentru ceea că el ce a are ales el. limbaj acolo. Uneori se întâmplă să combine foarte bine. Ultima dată am vorbit cu Vale Bogheanu, am avut Da, a fost emisiunea de un duminică. super El e frumoasă foarte bun emisiune. interlocutor, el e foarte profund, el scrie versuri. El cu Exact, el câțiva simte. tineri acum face texte, face muzică, da? Iar textele lui și așa erau până acum tot ce știm noi că a cântat Vali, erau Da, în mare parte da. textele sale. Și uite, el e genul de artist și cine n-a auzit emisiunea, îi recomand să meargă să caute această emisiune. Eu am lăsat foarte puține secvențe, dar cele mai comprimate. Cine l-a văzut în scenă, cred că o să-i dea dreptate. Când el spune că după asta nu-și revine o săptămână, el nu minte, nu cochetează, nu vrea să fie frumos. Într-adevăr, omul ăsta atâta energie consumă, Exact, asta e. vocalizele alea care le auzi, vezi kilobaiții de energie Da, care ies eu din de trânsul. câte ori am fost la concertele lui Vali, aveam senzația că m-am cufundat în nucleul pământului, atât de acolo vine Da. toată muzica lui. Și nu forțează, știi? Iată, Da, sentimentul este ăsta o ușurință, național, exact. patriotismul, eu l-am provocat un pic acolo să-l întreb, Da. el sunt reprezentant, el a plecat de la tema asta, dar foarte elegant. El foarte bine reprezintă satul în care s-a născut, Republica Exact, Moldova, și nu trebuie cultura noastră, cuvinte mari fără și patetism melodii și fără fără patetism, neapărat exact. înfășurat în tricolor. Dumneavoastră ați trecut de la tuș la vin, încet, încet, și de la abstract Prin cafea. la mai Da. prin cafea, da. Da. De la abstract la încet, încet mai concret, mai realistic. De ce s-a întâmplat asta? Eu cred că am simțit nevoia să mă exprim poate mai academic, pentru că, convențional vorbind, pentru că eu am în mine ca și Vale, îndrăznesc eu să mă compar, satul în care m-am născut. Eu n-am devenit orășan.
Și nu cred că cineva poate să devină... Acesta era undeva în străfunduri, da. Și s-a manifestat în... Și mai ales după ce am pierdut-o pe mama, am rămas, de fapt, și fără tată și fără mamă, și asta, volens, nolens, te duce în amintiri. Oricine simte asta, un gust, de exemplu, sau un miros, da? Sau o amintire de asta care... Uite, îți dau una. Ca să chiulești înainte, când eram în sat de la școală, cea mai bună era chestia asta când te internai în spital. Doamne, ce fericire era! Și atât de inconștient eram, doamne, așa era de bine. Te internai în spital, spitalul era la doi pași, dar acolo s-a adunat gașcă, seara povești. Dimineața trebuia să mergi să-ți dea toate leacurile astea. Uh-huh. Și înainte se punea, ca să convingă sora medicală că tu le consumi, într-adevăr nu le arunci, veneai cu lingura mare aia de borș și îți punea toate acolo. Un praf, două, trei vitamine, pastila, să mai turna și niște calciu, nu știu ce, acolo și se facea așa o băltoacă în care, toate astea și trebuia să o înghiți așa. Da. Asta era partea cea mai nasoală și să echilibra. În schimb, mâncare de aia de la spital, care părea întotdeauna mai bună, erau niște tocmași de ăștia, macaroane care pluteau în lapte, sau cașă de asta mannaia, sau grecinimea și cu o bucată de pâine neagră așa tăiată ca lup, domnule, și să recompensa. Și seara povești cu fete și băieți, când se culcau deja doctorii și surorile medicale. Iată, lucruri de astea, nu poți să nu te marcheze pe toată viața. Cred că și la 100 de ani oamenii care ajung până acolo, la fel de viu văd asta. Și uite, la un moment dat am simțit nevoia că aceste căsuți, acest port național, băbuțele, personajele, animăluțele, ele cumva, iată, răbufnesc, eu trebuie să le dau curs ca să nu trăiesc doar mine. Dar cea mai mare priză la public, cel puțin din ceea ce avem noi expus în salonul Modeco și ceea ce cumpără de cele mai multe ori oamenii. Ei vor lucruri care să le asocieze cu ceva. Asta e exact ce spuneam despre unda pe care știi să facă tuning-ul un artist și nu neapărat o face intenționat. Cel puțin în cazul meu, eu nu încerc neapărat. Deși unii spun că au apărut așa un fel de comercial, ca și cum le fac pe bandă rulantă, dar eu asta sunt, eu arunc așa, mai ales în seara în care le desenez, mie îmi plac, domnule, geniale. După aia, spre dimineață, sigur, eu jumătate arunc. E bine să le publicați atunci când îți par geniale. Nu, eu tocmai bine să le trăiesc, să coacă, să... Deși nevastă mea încearcă să le salveze, mai ales tușurile. Eu pe noapte stăteam și produceam, era camera plină cu foi care le aruncam și mie mi se păreau foarte bune, foarte bune. Și ea străduia să scoale înaintea mea ca să le salveze, că ea știa că jumătate o să fie aruncate la coș. Dar soția noastră este cel mai bun critic? Da, ea știe dintr-o privire așa să mă simte, să spună, uite, asta e, de exemplu, lucrarea asta am ales-o cu ea împreună, pentru că ea încearcă să fie un fel de marketing. Să zică, uite, ce o să placă, ce ar putea să nu placă, ce mă reprezintă sau nu. Dar eu ascult pentru că ea mă știe mai bine ca oricine. Dumneavoastră, prin faptul că sunteți destul de prolific în a picta și faceți destul de multe lucrări, ați devenit destul de popular și datorită publicării pe Facebook a lucrărilor dumneavoastră și datorită faptul că ne-ați permis nouă să le expunem, să le înrămăm frumos, să le... Eu recunosc și colegii din presă mi-au făcut publicitate. Și cei cărora le-ați dăruit multe lucrări, pentru că dumneavoastră aveți, probabil că sunteți cel mai generos dintre pictori, dacă este să vă pun cumva în lista de pictori. Dar eu cred că sunteți deja în lista de pictori din moment ce ați avut o expoziție la Muzeul de Artă și v-a apreciat domnul Zbârnie la... Da, eu cred că asta e cea mai mare apreciere care poate să existe, când Zbârnie, care pricepe în grafică, el a fost și este, îmi pare că, coordonatorul pe partea de grafic la Uniunea Artiștilor Plastici, și când dânsul m-a invitat la Muzeul Național de Artă la deschiderea sălilor de jos cu
cu grafica mea, pentru mine cred că a fost cea mai mare apreciere posibilă ca artist. După aia am avut expoziții în multe părți și am vândut la prețuri, mă rog, prin Germania, prin Republicile Baltice, dar cred că apogeul a fost această expoziție la Muzeul Național de Artă. Și tot atunci, probabil că ați stârnit un val de invidie din partea tuturor pictorilor din Moldova. Nu neapărat invidii, dar sigur că au fost unii care au bombănit, de parcă aș fi intrat peste ei, de parcă le-aș lua publicul. Eu m-am convins că în lumea artelor cred că este loc pentru oricine. Și, din păcate, există gelozii și așa mici ciorovăieli, dar ele sunt inevitabile pentru că cei care cumva nu țin pasul sau li trece vremea, ei sunt cumva neglijați și atunci apar așa niște chestii. Dar eu nici nu intru în polemici, nu încerc să... Pentru că am stabilit foarte clar, sunt autodidact, nu sunt pictor. Niciodată nu o să accept să fiu în Uniune, pentru că recunosc munca care depun adevărații pictori și parcursul și traiectoria lor este incomparabilă cu mine, care sunt așa un, ca și, pardon, bloggerii care vin peste noi, jurnaliști. Exact. Întotdeauna se găsește cineva mai tare. Și cu, să zic, cu îndrăzneală, așa, cu un tupeu mai mare, probabil. Asta e Deși bine. în cazul dumneavoastră este o promovare foarte frumoasă, pe care o recunoaște foarte multă lume și asta și este apreciat. Despre artiștii din Moldova, cine sunt pentru dumneavoastră nume? Despre, mă refer la pictură. Eu cred că marii înaintași noi trebuie să-i valorificăm și Zbârnea cu un grup de administratori a încercat chestiunea asta să-i scoată pe Grecu, pe Grigoraș, încă pe panouri mari. Iar și eu mi-amintesc când eram student și erau saloanele de toamnă, de primăvară. Bine, și acum sunt. Dar Ele mă sunt refer la altfel. cele care erau Acele atunci. care erau în catedrală, catedrala care nu era catedrală, era sală de expoziții. Și acolo, de exemplu, când eram student, mergeam, mai ales când exista lupta asta cu canoanele realismului socialist și Exact, că încercau... trebuiau să găsesc o Da, cheie care să ei... nu fie nici Da, da, foarte. da. Și, de exemplu, Grigoraș, acoarelele lui batalistii cu cai, cu... Maestria era atât de mare încât el putea să deseneze orice și Picotovski. Dar sau Vieru sau și în primul rând ăștia trebuie valorificați și să-i cunoască lumea, Rusu Ciobanu, care a fost de fapt o fereastră în pâcla asta realismului socialist, o fereastră care a deschis-o dumneai și continuă să fie de prima linie. Și tot mai încoace. Acum și ăștia contemporani. Din Iată, ăștia eu am fost, tineri. scuze, am fost la ultima expoziție, cea mai recentă, nu e ultima. Zamșa m-a dat pe spate. Eu pot să recunosc că el m-a influențat. Poate și aici este Zamșa. Am Poate înțeles. și lui se datorează chestia asta. El așa m-a cutremurat și eu am avut poate inspirația, poate întâmplarea. Să nu mă duc la vernisaj, pentru că la vernisaj e Nu reușești să... hărmălaie, bu-bu-bu, nu știu. Dar eu m-am dus singur. Doamne, am Să fiți stat, m-am contemplați. plimbat, am făcut câte cercuri am vrut. Și sunt mulți oameni. Eu am un clișeu care, mă rog, nu mi-aparține, poate. L-am spus odată, dar îl repet, pentru că sunt lucrări în care vrei să te muți, să trăiești acolo, să faci măcar o mică prezență. De exemplu, chiar și fiind vorba de Zbârnea. Da? Eu odată eram la agenția Basa Press, șoferul s-a uitat la un tuș de meu, așa, era mult timp pe avatarul meu. Se numea 6 personaje de la Basa Press în căutarea autorului sau ceva de genul ăsta, alea Vișnic.
Și el se uita și zice, de ce, cum ați găleala asta? Ce mare lucru. Și eu pensul la șofer, hai, mi-a încearcă, da. Și el, sigur că el încerca cumva să mă laude din felul ăsta, dar a ajuns la concluzia că, iată, într-o mișcare spontană, este de fapt autenticitatea asta artistică, între asta constă. Atunci când tu nu faci un efort Da. anume să pictezi, Nu faci tu faci asta caligrafii, da. dintr-o Deși și în mișcare caligrafie, autenticitatea caligrafică, este tot ușor. e nemaipomenită chestia asta. Iată, în olărit, de exemplu, tu ai ornamente pe oalele astea. Să faci exactitatea să lucreze în favoarea acestei spontanități a mișcării. Mie mi se pare, asta e partea cea mai interesantă și pentru asta, de fapt, dacă mă întrebai de ce eu pictez, eu aștept starea asta. Eu mă pregătesc, o încurajez, mă obosesc pe mine mult, pot să beau și o bere, un pahar de vin, da? Ca să-mi vină starea asta când erupi, când produci chestia asta. Și oricine o să-ți spună. Iată, momentul ăsta e mult mai prețios decât ceea ce faci, ceea ce produci în momentul Dar se întâmplă să vă chemați starea și ea să nu vină. ăsta. Da, sigur că. Și Eu atunci pot să nu... pictați sau atunci Nu, atunci intrați? sunt atâtea ocupații, domnule, cititul, muzica, pot să mă plimb, scriu ceva, mă întorc înapoi la meserie, mai citesc un articol. Dar cel mai des, iată, din cauza meseriei și ocupațiilor peste zi, eu sunt nerăbdător să ajung mai repede la masa mea de Deci a venit lucru, destul la de des colțușorul, starea da. aceea. Da. Acum, vara e foarte bine că eu pot să las vopselele închise, toate vinurile mele și nimeni nu intră acolo și eu, cum m-au găsit ora 2-3, așa le-am lăsat, dimineața am venit, mă uit prin astea care se usucă. Și asta e foarte bine. Iarna e mai greu pentru că vaporii ăștia sunt camera în care sunt și nevastă mea îmi interzice categoric. Am înțeles. Povestiți-ne cum vrăjiți vinul, cu ce-l vrăjiți ca să iasă diferite culori. Întâi și întâi, cum am descoperit eu vinul ăsta că e bun de desenat, mi-am luat cu mine niște cărămări cu vin la Odessa și acolo le-am uitat la soare. S-o uscat, s-o transformat într-un jeleu și mi-am dat seama consistența Consistența lui permite. și culoarea, dar devine bază. Și tot negru ăsta de contură ăsta de bază, iată din același vin care în stare lichidă poate fi roz, poate fi mai deschis și de la asta e baza. Și după asta am descoperit galbenul care se face din vin alb cu coajă de nucă. Sau... O fierbeți cumva sau Nu, pur și pur și simplu simplu puneți coaja de coajă? nucă, iodul ăsta e așa de activ, mai ales atunci când nucile sunt mici, eu le las acolo și fac un fel de tinctură de asta. Și galbineața asta nu trece. Și combin cu cafeaua, dar diferite vinuri, de la țară în primul rând, diferite vinuri, în aparență ele sunt același struguri. Dar în diferite condiții, imediat are cu tot o altă nuanță. Și eu le pun în câteva călimări, le încerc pe coala de hârtie și văd și gama, ca la pian, cum merge octava și știu, dar e mult și întâmplător și întâmplarea provine în special de la coala de hârtie. Diferite tipuri de hârtie reacționează în mod diferit. Eu le-am căutat foarte mult, dar până la urmă am zis că nici nu trebuie să rămân fidel unui tip de hârtie și încerc diferite variante. Una mai cretată, care respinge vinul, dă un fel de desen. Și am mici șmecherii, mici secrete, așa. Lucrările care le făceați la început, în timp ați văzut că se mai întâmplă să le coloreze, acum dumneavoastră ați ajuns la o tehnică, Da, le da, da, fixați da. și ele sunt Pun multă mult mai... vopsea. Dar, așa cum am spus, la una din expozițiile de aici, și mă adresez tuturor care au jenă să le aducă înapoi, aduceți-le înapoi, eu le fac, le consolidez pe cele care pot, dacă nu, eu le înlocuiesc. Deci, astea fiind din colecțiile mai noi, asta așa și trebuie să rămână. Da. Noi, vreau să vă zic că noi am avut și lucrări care au fost înrămate cu sticlă care are filtru UV.
împotriva razelor ultraviolete și chiar funcționează, deci ceea ce în timp la o sticlă obișnuită se decolorează, acea UV funcționează destul de bine, așa că dacă aveți lucrare valoroasă și vreți să o mențineți exact așa a domnului Vasile Vătnaru. Dar și acuarelele, toate se decolorează, lucrările, în general, acuarelele, până și o tipăritură se decolorează. Exact. Ele sunt totuși în albume. Dar eu acum am găsit, le fotocopiez, am încercat să le pun și în plastic, vreau să văd cum se comportă, să nu, pentru că de fapt oxigenul e oxigenul. Da. Și iată, chiar sub o sticlă, dacă le pui, ele se comportă altfel. Eu vreau să vă amintesc, prieteni care ne urmăriți, că această lucrare poate deveni a voastră dacă ne comentați un titlu care vă vine acum în minte, așa cum dacă vă uitați la ea. Deci este o lucrare în tuș de format A3 cu ramă Moldeco, care poate fi a voastră dacă ne găsiți o denumire ingenioasă. Domnul Vasile v-a dat niște indicii, aici sunt niște combinații de flori, dar noi nu o să vă spunem foarte multe, poate găsiți altceva, pentru că pentru abstracție întotdeauna este loc de interpretări și asta e farmecul unei lucrări abstracte. Deci, nu ezitați să comentați, pentru că e o lucrare cu adevărat foarte frumoasă și o să ea este prețioasă pentru că s-ar putea să întreacă. Eu nu garantez că o să mai desenez în tehnica exact. Asta. Acum domnul Vasile este în starea asta de a picta. Traversez asta. S-ar putea să treacă și s-ar putea să nu mai aveți ocazia să aveți un tuș. Eu vreau să vă zic că pentru mine și în general percepția oamenilor față de dumneavoastră, celor care vă cunosc cât de cât, este că sunteți un om cumpătat, destul de ferm, o diplomație deosebită, un om care are o părere și care valorează ceva părerea aceasta și la un moment dat m-am gândit că sunteți cumva corectitudinea întruchipată și vreau să vă întreb pe dumneavoastră dacă aveți curajul să ne spuneți ce greșeli ați comis pe timpul vieții. Dacă aveți ceva care ați putea să recunoașteți ca fiind o greșeală în viața voastră, în viața dumneavoastră. De exemplu, am furat o carte odată. Chiar astăzi îi spuneam unui colegi. Din la librărie. Era este o noțiune de... Eu eram ochelaristul care trebuia să dovedesc că nu sunt tocelar. Pentru că eu de vreme m-am pus ochelari și nu puteam să alerg la fotbal. Și într-o competiție de care să fure cartea aceea, eu pui de învățător, inteligenția, trebuie să probez mereu că sunt golan și nu sunt ochelarist tocilor. Și am furat o carte, recunosc, dar n-am putut să o duc acasă, că s-ar fi descoperit imediat crima odioasă și am dat-o la un coleg, deși eram foarte curios să o fi avut eu, pentru că era un album de anatomie. Am înțeles. Și era destul de greu. Și după asta v-ați simțit mândru? Nu, m-a simțit un tip mândru, după aia mi-a fost tare rușine și odată i-am și spus librăresei. Când înțeles. Am mai crescut un pic. Deci a ieșit corectitudinea până la urmă la suprafață. Da. Nu neapărat. Păcatul. Pentru că noi păcatele, de ce ne spovedim? Noi încercăm să le recunoaștem. Dar... știi cum, eu nu știu, spovedania e greu să o faci în fața ta. Și probabil ritul ăsta de spovedanie la preot e bun tocmai cât te forțează. Asta e o obișnuință, că să te duci să spui cuiva. Da? Și atunci iată frâna asta se scoate. Pentru că e mai greu să spui ție decât preotului. Cu preotul, mai ales când știi că o să-ți dea dezlegare, o să te mai pedepsească, da. Dar în fața ta să recunoști. Asta e tare nasol. Am înțeles. Deci e o chestie care... Lista toată nasol. Am înțeles bine asta. Deja e foarte mult. Mulțumesc. Bine, eu m-am mai pregătit aici o listă de întrebări, dar nu cred că avem foarte mult timp, așa, ca să nu vă plictisim. Dumneavoastră sunteți un... jurnalist stilat. Eu m-am gândit la un moment să zic unul dintre, dar eu pot să zic chiar sigur cel mai stilat jurnalist la faptul cum arătați dumneavoastră.
Și mai ales piesele astea vestimentare pe care le purtați pe cap. Eu aș vrea să știu câte aveți, de care e cea mai valoroasă. Eu nu mai știu câte am, nici nu stau să le număr, dar lumea știindu-mă că eu port din astea, mi-aduce cadouri și eu încerc să recompensez și asta tot e un fel de schimb, de barter. Dar Eu m-am gândit la asta, de exemplu, de la Lucia Berdos, cadou mi-a adus-o. E de undeva din Oman sau nu știu de unde o fi. De exemplu, Elena Sârbu, am o prietenă virtuală cu care m-am întâlnit după asta și pe viu la Milano. Ea tot îmi trimite din Maghreb, din Trastea. Georgienii. Da, eu vreau să vă zic că acum recent fiind în Georgia m-am gândit să Da. vă aduc o piesă de asta vestimentară și pentru mine a fost o frică, dar dacă nu-i mărimea care Da, da, trebuie, da. deci asta a fost unica piedică. Pentru cum v-ați... Sau familia Cepoi, Aurel și cu Corina. Ei cumva încurajează această pasiune. Mi-au adus din Tibet, de acolo, de pe sus. Mi-au adus acum ultima de la tribul Qashqai. Ah, ce Deci frumos! mașina asta Nissan Qashqai, după numele unui trib care au așa un îmbrăcăminte de pâslă și acoperimentul la fel de pâslă și mi l-au adus și ei sărmanii tot nu ne-au nimerit cu mărimea, că eu sunt mai căpățânos, încercat eu să o întind, dar e interesant chestia asta. Sau fiul lui Bumakov mi-a dat una de asta de la talibani din afganezi, care el nu îndrăznește să o pună pe cap, care se uită chiloși, dar eu odată am să o pun și eu pe cap. Ea e nemaipomenită, e universală, are mărimea, se face coață care se leagă de sub, așa, se Dumneavoastră le pune. purtați cu atâta dezinvoltură, ca și cum ați făcut exact pe mărimea dumneavoastră și special la comandă, exact pentru stilul A dumneavoastră. fost un pic dificil până m-am obișnuit și eu, că lumea se uită evident chiorâș. Lumea știi cum, aici așa e tradiția, domnule, și umbli tu așa, ieși în evidență. Și mă petrec cu privirile, dar la o seamă de vreme a început să-mi placă chestia asta, că eu Ieșiți cumva în unora evidență. ca să le curm cumva această, cum să spun, impolitețe, scuteam pe cap, zic, vrei să porți o mască? Și înțelegea că a comis o impolitețe, pentru că lumea occidentală se deosebește din noi, ăștia ieșiți din Uniunea Sovietică, prin faptul că libertatea vestimentară, de comportament, nu trezește priviri din astea. Și când eu mergeam, fiica mea făcea facultatea la Nantes, în Franța, și mergeam la dânsa și vedeam fete care ieșeau din cămin în șlapi și în pijama, mergeau la ore. Eu mă gândeam, domnule, la noi asta era inimaginabil. Chit că se găsea un decan sau să spună acolo. De ce spun asta? Pentru că sunt legate între ele. Iată, taxarea unui om care, vezi, doamne, poartă ceva așa, înseamnă, ia treci și tu la strungă, treci în Da, stroi, da, treci trebuie în să fie tranșee ordinar, și da. toți trebuie să fim la fel. Și ori, din potrivă, societatea care încurajează diversitatea, e, de fapt, obține cel mai mare profit. Oamenii creează, de la arhitectură până la muzică și tapiserii și haine, nu știu ce, da? Și în sensul ăsta, iată, de ce moda e avangardistă, pentru că, în aparență, ea instituie modă, ca și cum ea faceți toți ca noi, dar imediat o schimbă, imediat dă altceva, da? Mașinile ar fi vrut și ei să fie ca și designeri vestimentari. Ei acum mai repede reușesc, dar ținând cont de faptul că e producție, nu reușesc. Dar, iată, chestiunea asta, de fapt, e adevăratul progres. Diversitatea și originalitatea și noi nu ne dăm seama că dacă ne opunem din varii motive, noi, de fapt, stagnăm. Acum, cât privește eu de ce am ales așa un stil, în primul rând pentru că statul pe scări sau undeva în blatul e greu să fii la cravată și am renunțat. Doi, eu am avut așa o fază când am schimbat prefixul la 40, că toți bărbații, vai de mine,
îmbătrânești, să duci trenul. Și eu, ca să mă simt tiner și... Datorită blugilor vă simțiți mai tânăr. Da, să conving fetele, eu mi-am pus, am purtat și cercel în urechi. Ah, ce fain! Și ca fetelor mele, fiicilor mele, să le dovedesc, eu nu vreau să îmbătrânesc, vreau să fiu cât mai aproape de ele. Ele și mi-a ieșit, trucul mi-a ieșit. Apropo de fiicele, de nepoatele dumneavoastră, ele sunt destul de prezente în viața dumneavoastră. Da. Ce s-a schimbat? Două sunt de cu că... noi, aici a treia la Paris și ăsta e mare noroc să le ai alături. Dar mele. Plecați destul de des la Paris să le vedeți, să le... Marie Camille, Camille Marie. Acolo e nepoata noastră a treia și procesul ăsta de... Vrei, nu vrei, de plecare din familie spre branșa franțuzească, pentru că e franțuzoaică. Și ești neputincios, nu ai cum să o ții alături de tine așa cum le ții pe astea de aici, de la Chișinău. Dar noi tocmai încercăm să fim foarte frecvent cu ei pentru ca să nu se rupă leantul ăsta, că el acum se formează, în cei 7 ani de acasă. Că după aia e inevitabil, ea o să aibă alte orbite, nu știu ce, dar leantul ăsta, rădăcinuța asta, care o legăm acum, o să ne ține împreună. Ce regrete aveți? Of, tare multe. De exemplu, când am învățat pianul. Niciodată nu-i târziu. Sau când am făcut muzică temenic, pentru că uneori parcă am energia care ar trebui să ducă, iată, într-o componistică. Eu am cântat cândva la saxofon și starea asta despre care îți povesteam cu creația, iată, improvizațiile în scenă, în jazz, asta cred că e drogul cel mai mare. Nici droguri nu poți să-ți dea. De asta sunteți atât de darnic cu etnojazzul, cu festivalul care se întâmplă în fiecare an. Da, mie îmi place foarte mult ce face Ștefăneț în special și mai mulți încearcă să fie pe orbita asta a jazzului etno. Pentru că iarăși e o chestie care eu îl întrebam pe Botnaru Anatol de la Butuceni, un stil provocator, sigur că îl întrebam, de ce dacă noi suntem așa de buni în multe chestii, da? De ce nu facem Mercedes-uri, de exemplu? Și el mi-a tăiat-o imediat și a zis că noi nici nu trebuie să facem Mercedes-uri. Nu acolo trebuie să intrăm în competiție. Și iată, locul în care noi, într-adevăr, suntem tari și egali cu jazzmen din Londra sau nu știu de unde, da? Iată, l-a găsit Ștefăneț, l-a găsit Vali Boghean, la Forniță, da? Și acolo perseverează. Iată de ce e foarte valoros Ștefăneț. Iarăși el nu o face din obligație, nu o face pentru că e bănoasă, dimpotrivă. Dimpotrivă, da? Da. Dar și asta îmi place foarte mult. De unde să mai găsim surse de optimism în țara noastră? Din oamenii interesanți. Sunt tare mulți oameni interesanți. Am pornit de la clubul tău. Mai sunt. Ana Popenco, da? Toți. Ana Popenco. Eu când o văd în stradă cu băiatul care, acum el a optat și a făcut frizură de asta cu nu știu ce, da? Și întrebam, zic, tu? Nu, el a ales. Și e că eu când îi văd pe ei doi în stradă, iată așa, știi, totul se face în jurul lor așa, o pată de lumină și ei merg așa în sus de soare și își mai pune niște haine deosebite și și e o sărbătoare pentru mine să-i văd. Și multă lume există care încă îți dă speranță. Acum, sigur că mă întristează foarte mult când aud că foarte multe lume pleacă. Mai ales oameni care au niște afaceri și leapă de afacerea și unii de vârsta mea care spun că regretă că n-au plecat la vreme și tot așa. Dar sursa de optimism trebuie să fie și mormintele, dacă vrei, și oamenii care trebuie să îi îngrijești aici, și copilașii ăștia care, știi cum, eu de multe ori mă gândesc la oamenii ăștia care nu sunt prudenți și nu investesc în viitor, chiar în sensul direct, și cu banul, dar și intelectual. Pentru că ei mâine o să fie la cheremul lor, înțelegi? Iată, modul în care o să zică ei că trebuie ușa să fie de, nu de 2 metri, dar ușa trebuie să fie de 1,60 m ca să economisăm sau din nu știu ce motive. Și ei să impună prin lege, de exemplu, 1,60 m.
și o să te obligi pe tine să intre în ușă, da? Sau ca în romanele de Sifi. Da? Să trăiești într-o chelie de asta de 1,60 m. Și tu, dacă astăzi nu investești în el, să ai grijă prin cultură, prin diferite sisteme de educație, ca să-ți asiguri ție viitor, în primul rând, un egoism sănătos, trebuie să existe în chestia asta. Dar, din păcate, în română există expresia asta, tunari de ăștia care dau o lovitură de tun, azi fac banul și Dumnezeu știe mâine cum o să fie, știi. Eu nu înțeleg pe oamenii ăștia, pentru că tot așa din considerente astea, că ți-ai făcut tu palatul tău, dar dacă îi pun mâna pe furcă? Dar dacă îi... Dar credeți că are cine să pună mâna pe furcă? S-ar putea. Pentru că astăzi când... Asta ar fi o soluție la ceea ce nu, se întâmplă? Nu, o soluție. Doamne ferește, eu nu vreau astăzi soluție. Dar tituștile care sunt plătite astăzi să ducă cu vuvuzelele să bruieze pe cineva, mâine s-ar putea să-i plătească cineva mai bine. Sau să le arate altă țintă. Sau în căutarea unui patron care să-i plătească, ei să facă nu știu ce. Deci, oamenii ăștia care încurajează violența dau drumul la un gin foarte periculos din lampa lui ăla. Și mi-a mai plăcut un filozof care spunea, scuze că e inevitabil, intrăm în tema asta, da. Spunea despre autoritățile din România care au lansat o chestiune de asta și seamănă mult cu ai noștri, care au lansat o chestie că tot ce e rău acum se întâmplă din cauza statului paralel, Soros-ului și așa mai departe. Și noi, bai, poftim, credeți voi în asta sau credeți voi că cineva vă crede. Dar partea proastă este că dacă nu dai un diagnostic social corect, tu, de fapt, iar ți-i zdăunezi, tu, de fapt, nu știi realmente cum să conduci societatea asta. Și eu când îi văd pe a noștri că se auto-înșală, da? Își desenează pe placaj că uite ce e bună viața asta și nu, și pun în față placajul ăsta, și ei nu îndrăznesc să uite după, dar după acolo, cum e, da? Că pe acolo unde ei merg e frumos, iată în față la și un... Și se mătură înainte de... Se mătură, da, și da, ok, da, poftim, poftim, dar și o pățitul Savetski Săius, Brejnev și cina și Andropov și cina cu stilul ăsta de a conduce, e știut. Scuze că am ajuns iar în subiect. Pe această notă optimistă, eu vreau să-mi amintesc o dată despre generozitatea domnului Vasile Botnaru. Această lucrare poate fi a voastră, dacă îl convingeți pe domnul Vasile să o denumească cu denumirea pe care o inventați voi. Deci, propuneți-ne ceva care să fie ingenios, interesant pentru această lucrare. Bonus, o să primiți și o carte. Este o carte de poezii de Lucian Blaga, Tudor Argheze, Ion Pilat, cu picturile domnului Vasile Botnaru. Și cu autograf, apropo. Dumneavoastră sunteți atât de generos. Locul întâi o să ia pictura, da, locul 2, 3, 4. Exact. Deci ca să aibă șansă cât mai multă lume, o să fie și mențiuni dincolo de această lucrare. Ultima întrebare. De ce credeți că trebuie să fiți generos? Pentru că se întoarce. Totul se întoarce. Generos înseamnă și egoist, darnic. Fără ca să-ți dai seama. Generos, darnic, înseamnă că pentru tine darnic. Vine, tu, da, da, darul ăsta vine tu, într-o formă sau alta, ca și răutățile. Ai lansat răutate, chit că îți vine bumerangul în frunte. Ai lansat o chestie și eu am verificat-o. Ai dat să înzecești. Să înzecești într-o formă sau alta, ții direct copilului tău, soției tale, da? Sună cam bizar pentru oamenii care sunt foarte ateiști, dar ceva oricum se întoarce și multiplicat, la fel ca rău. Eu vreau să vi se întoarcă mult, însuftit, înmit, decât ați dorit dumneavoastră, cel puțin la evenimentele noastre, aproape la fiecare domn Vasile a tot oferit câte o lucrare. Și cu alte diferite ocazii ați văzut și licitații și tot felul de lucrări pentru diferite cauze donate. Eu tare, tare vă mulțumesc pentru că dumneavoastră sunteți. Și pentru că... Eu vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc că foarte multe lucruri. Îmi dați locul unde pot să mă manifest în felul ăsta. Eu sper că a fost interesant și pentru dumneavoastră, da. Și sper că a fost interesant și pentru cei care ne-au urmărit. Dacă nu ați reușit să ne vedeți de la început, urmăriți
în reluare, pentru că noi o să publicăm acest live. Vă mulțumesc tare, tare mult și vă aștept lunea viitoare la 19:30. Vă promit că am să revin la live-urile noastre și să aveți o săptămână frumoasă, pentru că azi e zi de luni, e o zi grea, dar pentru noi a fost cumva înfrumusețat frumos la urmă. Și sfârșit de iulie, profitați! Rămâne o singură lună de vară. Profitați! Exact. Pa, pa!